Bună ziua, oameni frumoși și bine v-am regăsit! Astăzi am revenit cu etalarea dragostei pentru perioada 6-15 ianuarie 2021. Etalare pentru zodia Taur, ascendent lună în zodia Taur. După cum știți deja, dacă vă doriți o etalare personalizată, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726981520. Iar dacă vă doriți și vă face plăcere să-mi lăsați un like, un coment, să vă abonați sau să deveniți membri acestui canal, să știți că apreciez foarte mult aceste lucruri și vă mulțumesc din suflet. Vom vedea așadar care va fi tema principală, evenimentele principale ale perioadei, ce provocări vă așteaptă în dragoste, ce surprize vă așteaptă în dragoste, ce nu va mai fi, viitorul apropiat, dar voi spune ceva și pentru persoanele singure, să vedem pentru cei singuri, da? Ce o să fie în dragoste. Voi mai extrage câte o carte din acest pachet și mai apoi vom trece la etalarea propriu-zisă. Vă voi oferi mult mai multe informații și mai multe detalii cu cărțile Lenormand. Să știți. Bun, și acum haideți să vedem tema principală, evenimentele perioadei și așa mai departe, unde avem un valet de cupe și spânzuratul. Se pare că unii dintre dumneavoastră veți avea de face cu semne de apă sau aveți deja de a face cu semne de apă, rac, scorpion, pești. Aici îmi iese ca și cum ați trăit o poveste de dragoste sau trăiți o poveste de dragoste, dar de foarte scurtă durată. Nu e neapărat o aventură, dar nu a fost o relație de care să vă bucurați pe termen foarte lung. Văd că v-ați cunoscut pe rețea de socializare sau prin niște cunoștințe. Unii dintre dumneavoastră v-ați cunoscut cu această persoană prin intermediul unui cuplu, poate. Văd foarte multe mesaje scrise. În cazul în care nu mai discutați cu această persoană, da, s-a întrerupt ceva, nu mai aveți nicio legătură, îmi cer scuze, parcă ați vrea să reluați legătura prin mesaje foarte scurte sau persoana respectivă vă răspunde foarte scurt și la obiect, lucru care nu vă încântă foarte, foarte tare. Dar văd și prietenie aici pentru unii dintre dumneavoastră. Mai puteți avea de face și cu semnul zodiacal gemeni, asta în unele situații, sau cu semnul zodiacal vărsător. Alții dintre dumneavoastră, în perioada imediat următoare, puteți avea parte de mici întâlniri, de dragoste, să comunicați cu cineva, să vă întâlniți cu cineva undeva. Poate să fiți dumneavoastră cu încă o persoană și un cuplu sau pot fi și niște frați aici, nu știu, poate dumneavoastră aveți un frate, o soră, prin intermediul căruia aveți cunoaște pe cineva sau datorită lor sau prin ei, da, cumva ați cunoscut pe cineva. Multe conversații, mai ales prin mesaje, văd, cam asta ar fi și multă prietenie, deci veți fi înconjurați de oameni foarte buni. Totuși văd și o mică stagnare aici, o mică nemulțumire, ca și cum parcă numai dumneavoastră faceți sau depuneți eforturi într-o anumită poveste de dragoste și nu primiți mai nimic în schimb. Și aici lucrurile nu vă obosesc neapărat, vă vine să nu mai faceți absolut nimic, să vedeți totuși dacă va veni ceva și din partea celeilalte persoane. Ce provocări vă așteaptă în dragoste? Aici avem un as de cupe și un 10 de monede. Puteți avea clar de a face cu semne de apă, rac, scorpion, pești, dar și cu semne de pământ, aur, fecioară, capricorn. Dumneavoastră aveți tendința să vă îndrăgostiți foarte repede, dar ești atent să cred că vă îndrăgostiți și de persoane pe care le cunoașteți de ceva timp sau chiar de mai mult timp, dar provocarea vine din familie pentru unii dintre dumneavoastră, pentru că sunt niște situații în familia dumneavoastră care vă pun pe gânduri. Poate nu sunt de acord cu relația, poate nu sunt de acord cu cine ați ales dumneavoastră să fiți, da, exact cum am spus, sau are legătură cu situația financiară, persoana respectivă provine dintr-un mediu
dintr-o familie poate mai înstărită și tot așa, tot are legătură cu familia, ori cu familia dumneavoastră, ori cu familia respectivului sau a respectivei, pentru că văd împotrivire, multe iluzii, persoane care vă duc în eroare și aici provocarea e să faceți față acestor discursuri, vizite în casă pentru unii dintre dumneavoastră care tot așa vă pun pe gânduri, iar în alte situații veți depăși cu brio această situație mai încordată, pentru că va veni un bărbat în casa dumneavoastră, un bărbat brune cu ochi căprui sau acest bărbat este din familia dumneavoastră, din casa dumneavoastră, care va veni cu o veste foarte bună și o să vă scoată pe dumneavoastră din zona aceasta confuză sau din situația aceasta complicată. Haideți să vedem ce surprize vă așteaptă. Avem soarele și asul de monede, foarte frumos, un început foarte stabil, lucruri care vor ține mult timp de acum încolo. Puteți avea de-a face și cu semnul zodiacal Leu, Taur, Fecioară, Capricorn. Vorbim de o propunere care va fi pe termen lung, vorbim de multă sinceritate. În cazul domnilor va veni din partea unei femei cu o inimă foarte bună, o femeie foarte iubitoare sau veți cunoaște această femeie sau vă va răspunde la sentimente, dar puteți fi dumneavoastră, doamnelor, cele care vă veți bucura de o perioadă foarte intensă din punct de vedere sentimental, pentru că va veni ceva foarte sigur spre dumneavoastră, văd foarte multe speranțe, dragoste, îndrăgostire, lucruri care vor ține de acum încolo mult timp. Veți avea o perioadă foarte intensă din punct de vedere sentimental și vă veți bucura din plin de ceea ce va veni în viața dumneavoastră. Ce nu va mai fi? Haideți să vedem. Avem un rege de cupe și un opt de monede. Răbdarea. Da, pentru că aici, din câte pot observa, mulți dintre dumneavoastră v-ați implicat foarte mult în anumite povești de dragoste și nu ați ajuns nicăieri pentru că v-ați pus sufletul pe tavă pentru anumite persoane care nu v-au răspuns sau nu a dus povestea la același nivel cum ați dus-o dumneavoastră și vor rămâne de domeniul trecutului pentru că dumneavoastră nu mai aveți de gând să depuneți eforturile pe care le-ați depus odată. Nu mai sunteți dispuși să fiți atât de buni, de calmi, de iubitori, de deschiși spre a oferi dragoste și respect și prietenie și așa mai departe. Alții dintre dumneavoastră veți lăsa în spate sau nu va mai fi în viața dumneavoastră o persoană brunetă cu ochi căprui, foarte răutăcioasă, dăunătoare, poate nu e neapărat să fie persoana iubită, poate fi o persoană din anturajul dumneavoastră care nu v-a vrut binele în relație și acea persoană să dispară din peisaj. Îmi vine să vă spun că e ca și cum ați oferi o sumă de bani cuiva să vă lase în pace, să nu se mai bage în relația dumneavoastră, să nu vă mai streseze și să nu mai ducă în eroare sau să nu mai ducă în eroare pe persoana iubită. Cam așa aș vedea situația, pentru că acea persoană este foarte, cum să vă spun, îi strălucesc ochii când vede banii. Și mă gândesc că, nu știu, ajungeți într-un moment în care sunteți dispuși să faceți lucrul acesta, numai să fiți lăsați în pace. Oricum ar fi, se va retrage, pentru că va găsi o sursă de venit sau o persoană care a intervenit foarte mult în viața dumneavoastră sentimentală, se va îndrăgosti de altcineva, de cineva la care a visat foarte mult. Și nu o să vă mai încurce viața. În viitorul apropiat avem un 2 de bâte și un 5 de monede. Puteți avea de-a face cu semne de foc, berbec, leu, săgetător, cu semne de apă, rac, scorpion, pești și cu semne de pământ, taur, fecioară, capricorn. După cum puteți observa, predomină foarte mult monedele, ceea ce mă duce cu gândul că dumneavoastră vă doriți foarte mult stabilitate, vă doriți respect, încredere într-o relație de dragoste. Foarte interesant această combinație pentru că vorbește de o dragoste foarte pură care duce la căsătorie, de o inimă foarte curată, de o dragoste foarte frumoasă, de o dragoste împărtășită, de o dragoste mărturisită.
de o dragoste reciprocă. După o perioadă, pentru că în viitorul apropiat vă văd foarte abătuți și îngrijorați că nu mai primiți semne din partea unei persoane iubite și lucrul acesta vă pune foarte mult pe gânduri sau vă vine să lăsați totul baltă, vine dragostea în viața dumneavoastră. E o dorință foarte mare, poate, de a iubi și de a fi iubiți. Mai puteți avea de face și cu semnul zodiacal Balanță sau cu semnul zodiacal Leu. Leul care predomină într-o oarecare măsură la dumneavoastră poate fi o persoană cu ascendent, cu o caracteristică din această zodie, cu o planetă în această zodie și așa mai departe. Văd că veți fi tratați cu foarte multă bunătate, cu foarte multă compasiune, aș putea spune, afecțiune, în dragoste. Pentru că vorbim despre un angajament foarte serios care este plin de dragoste. O obligație, poate vă o propune cineva, o relație de dragoste sau o rezolvare într-o problemă de dragoste. Văd și o promisiune sau un jurământ în anumite situații, dar vine dintr-o inimă curată, dintr-o dragoste foarte curată. Iar pentru aceia singuri dintre dumneavoastră avem un 9 de monede și un rege de bâte. Semne de pământ, în continuare Taur, Fecioară, Capricorn, dar și semne de foc, Berbec, Leu, Săgetător. Dacă nu aveți pe nimeni, văd foarte multă, aveți foarte mult curaj, adică sunteți foarte determinați, orice ar fi, să întâlniți acea persoană și o veți cunoaște într-un loc public. Poate fi o persoană într-un loc public, dar poate fi și la locul dumneavoastră de muncă. O persoană foarte sigură, o persoană foarte stabilă din punct de vedere emoțional, iar în alte, da, veți avea noroc în dragoste, să cunoașteți ori pe o rețea de socializare, ori la un eveniment, ori la o petrecere unde vă veți cunoaște și într-un timp destul de scurt, iar în alte situații vi se va acorda o a doua șansă, da, v-ați despărțit de cineva, v-ați pierdut credința sau nu mai credeți că se poate salva ceva acolo și vine o a doua șansă să vă împăcați cu cineva și să fie o relație reușită de această dată. Cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. La revedere!